Oamenii care studiază fenomenul pornografic spun că este dovedit 100% că pornografia afectează partea prefrontală a creierului, cea care se ocupă cu luarea de decizii, cu voința, cu gândirea, cu producerea de strategii, de planuri și așa mai departe, și că cu cât consumi multă pornografie, cu atâta îți distrugi capacitatea de a acționa volitiv. De aici vine și expresia dependent de pornografie. Dependența de pornografie este de fapt o distrugere a acestei capacități de a te autocontrola, de a te disciplina, de a face cu tine lucruri pe care le gândești intenționat, pe care le plănuiești. Problema este că distrus odată capacitatea aceasta, ea afectează toate celelalte domenii ale vieții, pentru că nu te poți separa pe bucățele. Să fiu nedisciplinat și să fiu dependent de pornografie, dar în toate celelalte domenii să fiu controlat și să fiu absolut un om extraordinar. Lucrul acesta este imposibil. Și acesta este un lucru îngrozitor pe care îl face pornografia în generația în care noi trăim. Este o problemă foarte mare. Devenim niște oameni incapabili să ne controlăm și să ne administrăm propriile noastre vieți.